Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator. Fraților, suntem astăzi pe Elm Creek și avem o grămadă de treabă, gata cu sărbătorile, gata cu sarmalele și cârnații, fraților, astăzi suntem într-un nou an, un nou an, suntem în 2023 și avem o grămadă de treabă, fraților. Gata cu vacanța, trebuie să dăm drumul la treabă pentru că, după cum bine știți, la fermă lucrurile nu stau deloc pe loc, așa că trebuie să facem treabă, trebuie să ne apucăm de treabă că nu mai ține. Ok, am verificat eu pe aici pe acolo cam cum stă treaba, am verificat eu cam toate nebunelile astea pe aici, fabricile sunt ok. Știți bine din episodul trecut că aveam în plan să mut animalele de aici, să mut oițele din zona asta de aici, pentru că îmi creează mie câteva probleme, adică am probleme cu lagul și am mai făcut o chestie off-stream, off-camera de fapt. Știți că luasem eu o moară și o pusesem aici, e bine, acel mod nu funcționa deloc cum trebuie, așa că a trebuit să renunțăm la ea. Și va trebui să facem bănuți să ne cumpărăm o moară care să funcționeze. Dar astăzi, ce vom face noi astăzi, vom închiria un trailer ca să putem să mutăm oițele de aici, tocmai în cealaltă parte a hărții, undeva, bine, nu-i chiar așa de departe, ok. Așa, în primă fază, hai să pornim motorul la tractoraj. Și hai să mergem un pic la noi în fermă acolo, pentru că v-am spus că nu-mi place deloc cum am organizat eu aici toate treburile și va trebui să facem treburile în așa fel încât să meargă cum trebuie. Ei, astăzi o să închiriem un trailer de la de animale ca să putem să mutăm oițele dintr-o parte în alta, da? Asta vom face în prima fază, iar apoi vom vedea ce alte task-uri vom mai îndeplini. Haideți să vedem unde găsim o remorcă de aia de animale. Dăm aici la animăluțe, transportul animăluțelor și avem două variante. Ori o luăm pe asta care este 60.000, ori o luăm pe asta care e 80.000. Problema este că va trebui să o luăm pe asta de 60.000, deoarece nu stau să mai, schimb. Asta se poate mufa și la tractor, se poate prinde și la tractor, da? Deci, nu cumpărăm, bine că n-avem bani. 3.000, ouăleu, destul de mulți bani. O să o luăm pe asta în primă fază, așa, bun. Hai să dăm cu spatele și să cuplăm tractorul aia și să mergem la oițele noastre acolo să ne mutăm. O să pierd, cred că, ceva iarbă, deoarece... Mamă, dar asta e destul de mare, văd că tractorul nostru se chinuie puțin. Deoarece cred că animalele aveau destulă mâncare, dar n-am ce să fac. Mâncarea nu o pot recupera, va trebui să o vom pierde. Dar asta este, până la urmă trebuie să pierdem și ceva. Lapte văd că n-au mai făcut ele decât câte un palet pe aici pe acolo, așa că nu ne încurcă cu nimica. Ăsta are, ia să vedem cum, invers să bea, așa, dai. Așa, haideți că am rezolvat. O să vedem câte intră. Mută în remorcă, da. Dar ce? Asta intră doar câte una, mută în remorcă. Ce pot? De ce să pot să mut decât câte una? Sau? A, câte una aveam din specia aia. Bun, bun. Aici avem 10, mută în remorcă, da. Vreau să văd câte în cap și să știu cam câte drumuri trebuie să fac. Astea avem 8. Oho, hai că în cap ceva. Poate ar fi bine să nu facem prea multe drumuri. O mutăm și pe asta. Băi, nu mai merge? Nu mai merge, deci 20 merge într-o remorcă. Ok, nu-i mic, nu-i nicio problemă. E bine și așa. Hai să le luăm și să le ducem în partea cealaltă, unde ne-am închiriat un teren și v-am zis eu că o să facem o nouă crescătorie de oițe. Am închiriat un teren destul de ok în zona aia. O să putem să le punem și niște iarbă și atunci o să folosim terenul care îl avem aici, terenul de aici, ăsta, o să-l folosim pentru plasabile. Pentru că vom avea destule plasabile depus în acea zonă și vom folosi cu brio acel teren. Bă, dar să știți că se chinuie ceva tractorașul nostru cu remorca asta de oițe. Chiar nu mă așteptam la treaba asta, dar... Asta este, n-avem ce să facem.
Noile mele grajduri de oițe sunt undeva în zona asta, spre capătul hărții. Dar trebuie să vedem dacă mai și știu pe unde. Este un pic de distanță între ferma noastră și acea zonă, dar este exact ce vroiam eu, pentru că nu vreau să le mai am. Mamă, trebuia să pun frână, că mă împinge ăsta de la spate. Am dărmat ceva acolo, ce-am dărmat? Un semn. Ia, ce-am făcut? Mamă, mă împing oițele de la spate, n-am văzut așa ceva. Sunt destul de grele, totuși, sunt 20 de oițe. Ia, stai așa să ne uităm pe hartă, că... Ce-am făcut? Deci ele sunt aici, în zona asta. Dar nu știu dacă le-am... Cred că le-am luat. Hai că... Cred că drumul ăsta este perfect să mergem spre, zona aia. Da, am cheltuit aproape toți bănuții noștri pe care... Tot profitul nostru pe care îl făcusem cu ce mai strânsesem noi de pe terenurile noastre. Dar măcar am reușit... O să recuperez oricum o parte din ei, pentru că o să vând acele grajduri. Nu o să le păstrez acolo, o să le vând. Și... Na, asta e, vom recupera un pic din bănuți. Hai să ne apropiem, că haideți că ne apropiem. Ia uitați aici cum am pus eu frumos ăsta de oițe. Este perfect, am gândit-o un pic mai bine, pentru că știți bine că data trecută le-am pus cam aproape unul de altul și mi-era destul de greu și să intru să le alimentez și să intru să iau producția de la ele. Da, și așa că acum am gândit-o un pic mai bine. Așa. Da. Le mutăm pe toate aici. O să avem câteva transporturi de făcut, că asta este, n-avem ce să facem. Dar măcar știm că am scăpat de lagul din zona aia de acolo. Așa, gata, pe astea le-am mutat. Acum problema este că n-au mâncare, dar le facem roșii de mâncare imediat. Uite ce mă uitam eu în față. O să trebuiască să venim să recoltăm și grâul ăsta de aici, pentru că este tot al nostru. O să mai facem niște grâu acolo pentru găini. Acum problema este că va trebui să venim cu un tractor. Ia să vedem dacă asta are... mamă, pun frână și asta o împinge de la spate remorca asta. Cred că asta nu are cui de prindere și în spate, nu are. Vreau să prind o remorcă de... Să aduc și niște baluți de iarbă. Dar n-am nimic, las că mai venim odată ca să le aducem și mâncare. Venim cu remorca aia mare, o umplem și... Facem să fie treaba. Acum în prima fază va trebui să mergem să le mutăm ca să fie mutarea făcută în siguranță și după vom vedea cum le și aprovizionăm cu mâncare, cu un alta. Până la urmă cred că va trebui să punem în zona aia după ce recoltăm, să unesc cele două terenuri și să pun iarbă pe terenul ăla și va trebui să fac cumva să le pun cum îi zice, un silos de la de iarbă în zona aia, ca să nu mai stau. Da. Acum vom, nu știu, mă mai gândesc ce vreau să fac. Da, remorca asta și goală mă împinge de la spate, n-am să mint. Chiar și goală mă împinge de la spate, bine rău de tot. Cred că este o remorcă destul de grea și de aceea se întâmplă treaba asta. Nu știu câte oițe mai am acum în partea asta. Sper să-mi ajungă să fac câte două, să fac cât mai puține drumuri, adică mă refer să fac două drumuri la fiecare dăsa de oițe. Ia stați așa că, ia uite, am văzut ceva. Ăsta de ce stă degeaba? Stați așa că dacă toți suntem aici, fraților, să-i dăm și lui ăsta să-și termine treaba. Du-te, tati, la treabă. Lasă vrăjeala. V-am zis, în 2023 ne apucăm de treabă serios. Ne apucăm de treabă serios, fraților, pentru că nu mai ține.
Trebuie să facem... Bă, dar ce are mă remorca asta de mă împinge așa de tare? Dar mă împinge, nu glumă. Mamă, trebuie să strângem și baloții ăștia. Puu, avem o grămadă de treabă, dar... Măcar astăzi să putem să acoperim... oițele, să facem treaba cu oițele și după vom vedea ce vom face cu restul de treabă. Așa, haideți că am revenit. Haideți să le luăm și pe astea. 8 mută. Așa. Astea mai sunt 4. 4, da. Mutele și pe astea. Deci mai avem 8 locuri. Ia să vedem câte sunt astea. E una, e bine. A, cred că avem câte două transporturi la fiecare de asta. Și aici câte avem? Aici cred că avem mai multe. Mamă, fiți atenți că la fix a fost. La... mai avem una? Mai avem una, asta era, mai rămâne una. Dacă e, o punem în partea cealaltă. Ok, hai să mergem, să-i dăm bătaie și cu astea. Okay. Așa, prin magia editilor, pentru că nu stau să filmez drumul până la celălalt grajd, revenim imediat. Și bam, ca prin minune am ajuns la celălalt grajd cu oițe. Imediat o să le mutăm și pe astea, le descărcăm imediat și va trebui să ne întoarcem să luăm celelalte oițe, să vedem ce facem cu ele. Adică bine, știm ce facem cu ele, le punem aici. Deci ia uitați, aici am lăsat un mic spațiu ca să nu mai avem probleme cu când venim aici cu Isuzu să luăm laptele. Și o să vreau eu să mai pun pe aici niște de-astea de animale. Aici nu o să mai avem loc să mai punem mica, poate doar un de-ala de găini. Dar nu o să mă complic, dar o să mai pun, uite pe aici, prin față. O să mai vin și o să mai pun, o să las un pic de spațiu, cred că cam atâta. Și o să mai vin să mai pun, nu știu, vedem, ori văcuțe, dar cu văcuțele e un pic mai mult de muncă. Așa, hai să le mutăm și pe astea. Bam. Asta câte sunt? E una. Și astea sunt 7. Bam, imediat. Gata, le-am mutat pe toate. Hai să ne întoarcem la noi la fermă. Stați așa că am parcat eu remorca asta, de-am spart-o. Nu mai pot să mai ies de aici. Cum am băgat-o acolo? Doar eu puteam să fac treaba asta. Gata, am reușit. Ok, revenim când ajungem la cealaltă. De fapt nu, stați că mai sunt un pic de vorba așa și pe drum, că nu e drumul cine știe ce lung și trebuie să ne mai spunem câte una alta. Se apropie data de lansare a hărții Transilvania. După cum bine știți, v-am spus eu mai de mult că Sheriff Robert și cu echipa lui au făcut o hartă superbă. O hartă care se numește Transilvania și se va lansa cât de curând. Deja cred că băieții sunt undeva pe la 95% de finalizarea hărții, dar cred că nu asta este problema pentru care nu a fost lansată până acum, ci doar că nu reușim să ne strângem 5000 de omuleți acolo pe Discordul lor. Ne-au mai oferit băieții un mod la un roman, dacă am văzut eu bine, sau un daf, nu știu sigur, cred că roman este. O să-l iau și eu și o să mă joc și eu cu el, să vedem poate prin celelalte seriale mele. Dar deocamdată nu am reușit să-l descarc, că v-am spus, am fost și eu cu vacanța, cu Sarmaua, cu Cârnatul și cu toate nebunele alea. Și sincer să spun, în ultimul timp am fost și un pic așa mai puturos. Da, am avut o lene magnifică în mine și nu am filmat nimic. Dar gata, suntem în 2023 și trebuie să schimbăm foaia, trebuie să ne apucăm tare tare de treabă, pentru că dacă vrem să creștem, trebuie să aducem un content cât de cât de calitate acolo. Atât cât ne permite nouă... bă, dar ce tot vine remorca peste mine aici? Mă îngrămădește tare rău de tot acolo. Ok, văd că ăsta e plin, va trebui să le liberăm și pe ăla.
Păi, hai să facem așa. Hai să lăsăm pe ăsta aici, un pic. Și să mergem să le liberăm și pe ăla, că văd că am remorca aici, în zonă. Că văd că e plin băiatul și să-l lăsăm să-și facă treaba mai departe. Dacă n-aveam remorca aici, poate nu, dar așa, uite, remorca imediat aici. Dăm cu spatele, pac, o cuplăm și mergem la băiatul ăsta aici, să le liberăm și pe el, să poată să-i dea drumul la treabă în continuare. Tractoarele astea trebuie să mă mai îngrijesc și eu un pic de ele, că ia uitați-le cum arată. Ăsta trebuie reparat. Cred că de-aia și tot mă împinge remorca aia de la spate, că cred că nu mai țin frânele. Cred că asta este una din probleme. Ia uitați. Mamă, trenul ăla cum dispare el acolo. Bam! Bam! Da, așa e. Când nu te ajută calculatorul. Asta e, n-ai ce să faci. Dăm înainte cu ce avem, că cui îi place se uită, cui nu caută în altă parte. Pentru că content există căcălău băria ta pe YouTube. Așa că nu e nimeni obligat să stea aici să se uite la un content mai slăbuț calitativ. Așa, hai să lăsăm asta și să mergem să ne luăm remorca înapoi. Să mai băgăm 20 de oițe. Sunt curios câte mergeau în celălalt. Cred că în cealaltă remorcă făcea mai puține drumuri, dar asta e acum. Dacă ne-am încalicit, n-ai ce să-i faci. Vreau să văd ce o să facem noi pe viitor aici, pentru că încă nu m-am hotărât ce o să fac cu terenul ăsta. Așa, ia să vedem câte sunt astea. 7, 10 sunt. Bam. Așa. Astea câte sunt? Tot 10? Mamă, 10, 10. Mută remorca asta e 10, 10, 20 și mai sunt așa. Mai avem astea câte sunt? Asta e una. Asta este tot la fel una, două. Și asta sunt... A, deci mai sunt 3? Bă, dar nu are cum, mai sunt 40. Bate câmpii calculatorul ăsta. Nu știu de ce. A, cred că atâtea nu m-am mai lăsat să selectez, pentru că atâtea în cap în... Nu mai încăpea un remorcă și cred că de-aia nu m-am mai lăsat să selectez. Bă, ia să vedem cum ieșim noi pe aici, să nu mai ne împingă remorca asta de la spate. Ok, așa, și ca prin magie am ajuns în partea asta altă. Ne-am teleportat prin magia editului și am ajuns să mutăm și celelalte 20 de oițe. Mai avem 20 în partea cealaltă și după va trebui să le aprovizionăm noi cu mâncare și... Cu mâncare, ca totale trebuie la oițe. Doar mâncare. O să vreau să trecem un pic... De fapt, nu cred că e necesar să reparăm tractorul acum. Da, ok. Hai că revenim. Ok, am revenit. Hai să luăm și restul de oițe. Așa, mutăm și pe astea. Bă, în astea cred că am avut mai multe. Mamă, am avut 40 aici, dar de ce? N-am vândut din partea asta? Ceva e dubios aici, dar asta e, înseamnă că nu le-am vândut de aici. Dar eu țin minte că am vândut. Hai să ducem asta un pic acolo și să oprim, că trebuie să eliberăm din nou combina. Așa, decuplăm, merge să luăm remorca pe jur. Așa. Hai să ne băgăm pe partea asta și să eliberăm, să eliberăm și remorca. Văd că mai asta mai are puțin și termină și va trebui să o ducem pe terenul acolo unde avem noi oițele, unde avem grajdurile cele noi. Dar până atunci să scăpăm aici. Hai că trebuie să mă dau un pic mai aproape. Am calculat-o greșit acum, ce să fac. Că ne dăm un pic mai aproape, că nu e problema. Cam așa, ca să poată să golească. Cred că pot să las asta aici, remorca. Așa, asta golește, bam, bam, că nu-l încurcă cu nimica.
și noi să mergem să ne vedem de treabă mai departe, pentru că nu vreau să mă lungesc cu videoclipul ăsta, vreau să fiu scurt și la obiect și să nu amestec una cu alta, da? Deci teoretic mai avem de făcut drumul ăsta și încă un drum, că de asta este, n-avem ce să-i facem. Dacă ori s-au reprodus mai repede alea, nu știu ce s-a întâmplat acolo, te-am avut mai multe oițe. Ok, haideți că ne vedem în partea cealaltă, v-am spus, pentru că drumul este mult prea plictisitor și n-are rost să-l filmez. Ne vedem în partea cealaltă prin metoda editului. Pam, pam, 1, 2, 3 și pam, gata, am ajuns. am făcut un hocus pocus preparatus și am ajuns deja în partea cealaltă. Ne mutăm și pe astea. Acum mai avem de adus 20, da? Deci în partea asta avem 40, în partea asta la altă 40. Eu zic că bine ar fi să băgăm, să le echilibrăm un pic, să băgăm data când venim cu cealaltă, să băgăm 10 aici, 10 acolo și să echilibrăm un pic. Aici câte avem? Da, așa este. Că vă spuneam, după ce termină combina aceea, va trebui să o aduc aici să recoltăm și grâul ăsta de aici și pe cealaltă parcelă aici avem o văs. Mai avem noi două bucăți de teren în partea asta altă. Aici va trebui să facem noi un pic de terraforming, pentru că vreau să mă folosesc și de bucățile astea de aici. Ia uitați cum arată, astea trebuie să îndreptate toate, pentru că arată horror. Și nu putem plasa, opa! Și nu putem plasa nimic aici, dar vom face un pic de terraforming și ne vom ocupa și de astea. Aici ce avem? Gata de recoltat boabe de soia. Bun, perfect, mai facem niște bănuși de aici. Sau dacă nu le folosim noi, la altceva vendem. Și aici rapiță. Oh, bun, bun. Perfectă treabă, perfectă. Ok, hai să mergem să luăm și celelalte oițe care ne-au mai rămas. Să punem 10 într-un graj și 10 într-un graj. Și apoi să facem un transport de hrană pentru animale, da? Hai să mergem. Bă, îmi place cum e intrarea aici, adică intru direct de pe stradă, direct la noi aici, la oițe, deci terenul ăsta m-am chinuit eu ceva, am căutat ceva timp să găsesc terenul ăsta, dar cred că este cea mai perfectă zonă de amplasat animalele, este departe de mine, deci asta înseamnă că nu îmi va crea niciodată lag și... Da, într-adevăr, este un pic cam prea departe și necesită ceva timp, adică transportul ăsta de du-te, vino de fiecare dată când va trebui să le alimentez cu ceva anume. Dar eu sper ca pe viitor să pot să fac bani și să cumpăr acea parcelă, să nu mai fie închiriată, să pot să o cumpăr. Și o să vreau să fac mai multe chestii în zona aia acolo. Să fac cumva ca acele două terenuri să le unesc, să fac să pun iarbă acolo, să pun numai iarbă și terenul mare de aici, pentru că după cum știți, eu mai am două terenuri mari pe care de fapt două terenuri mari, unul mai mare și unul mai micuț, pe care le folosesc, unul cu iarbă și celălalt mai mare la fel. Și celălalt mare aș vrea să fac eu altceva pe el, să nu mai pun iarbă, să pun ceva care să ne producă bani. Da, știu, la începutul seriei am spus că vom încerca să facem cât mai mulți bani din animale, da? Da, pentru alte animale va trebui să punem și alte culturi. Nu să ne bazăm doar pe iarbă. Deci nu toate animalele mănâncă numai iarbă. Dacă va trebui să luăm porci, acolo va fi altceva. La văcuțe va fi iarbă și altceva, ne vor trebui mai multe culturi, o diversitate de hrană pentru animale. Și na, vom mai face și un ban pe aici pe acolo din altceva, nu neapărat din animale, da? Pentru că este destul de greuț. Am vrut eu să fac un lucru, dar se pare că m-am lovit de multe chestii și nu mai reușesc să mai avansez așa cum mi-aș dori. Ok, hai să le luăm și pe ultimele 20 de aici. Mută, ok. Și mută, ok. Întrebarea mea acum este... Stai așa că vreau să văd ceva. Haide, mă.
Nu cumva... Bă, da, asta s-a agățat acolo, gata. Ia să vedem un lucru. Stați așa. A, ok, astea mi le arată goale. Mamă, și aveam full de mâncare acolo, capacitatea. Stai, n-avem ce să facem. Va trebui să ducem și mâncare acolo. Dar nu-i problemă, că le ducem și mâncare, că avem de unde. Avem iarbă suficientă încât să nu ne plângem, da? Deci vom duce și o platformă de iarbă imediat în zona aia acolo, să o avem în caz că vor rămâne oițele noastre fără mâncare, da? Mai aveam ceva de făcut acolo, dar asta e, trebuia să-l golim și pe ăsta și să-l mutăm. De fapt nu trebuie să-l golim, trebuie să-l mutăm. E, pe ăsta o să-l mutăm noi într-un fel, nu cred că o să stau să mă duc cu el, că până ajung eu pe partea cealaltă o să ne apuce primăvara, așa că o să-l urc pe o platformă și o să-l duc. Serios, am prins. Hai, boss, semaforul vieții. Am prins trenul și am prins barieră și asta e, n-ai ce să-i faci. Da, ok, haideți că ne vedem în partea cealaltă. Și 10 în partea asta. Și cam asta a fost. O să dăm și remorca înapoi pentru că nu mai avem nevoie de ea. Da, știu, mai am o oiță acolo, dar pur și simplu nu prea mă interesează. Lasă așa să dăm oița asta înapoi. Oița. Puh, să dăm remorca înapoi. Bă. A, aici, ok. Așa. Îl dăm înapoi. Că nu mai avem nevoie de el. Și noi tot ce trebuie să facem acum, deci am terminat mutarea oițelor. O să mergem să vindem cele două grajuri din partea cealaltă. Pentru că nu are rost să le mai păstrăm. Stai așa, că vreau să merg să alimentez ăsta și să mergem să luăm și platforma. Ca să încheiem videoclipul ăsta cum trebuie, adică gen să le duc și mâncare oițelor, să știu că am terminat cu ele pe ziua de astăzi și pe videoclipul ăsta totul să fie ok cu ele, da? Deci mergem frumos, reparăm tractorul, luăm platforma, ducem iarbă oițelor, alimentăm acolo frumos ca să aibă ele ce să mănânce și cam asta o să fie toată treaba pe ziua de astăzi pe Elm Creek. O să vină și restul de serii, restul seriilor, adică seria de roleplay, care știu e cea mai așteptată, dar credeți-mă că este foarte, foarte greu de făcut acea serie, deoarece îmi ia ceva timp, pentru că vreau să fie o serie cum nu mai există pe YouTube. Vreau să fie o serie extraordinară și trebuie gândit acolo, pentru că, na, episoadele trebuie scrise dinainte, e un pic mai dificil, e greu să improvizezi. Bine, vă dați seama că mai și improvizez pe aici pe acolo, dar în mare parte trebuie să știu dinainte povestea fiecare episod. Da, știu. Îmi asum, iese mai greu, am zis că o să iasă un episod pe săptămână, nu m-am ținut de cuvânt, dar asta e, n-am ce să fac. Bă, de ce cred eu că, de ce am eu impresia că am luat-o greșit? Am luat-o sigur greșit. Unde mă duc? Băi, voi de ce nu spuneți, mă? Nu știu unde mă duceam eu. Benzinăria e pe partea asta, eu m-am dus în cucuruz. Trec pe terenul nenea asta pe aici, asta e, poate ne înjură, poate nu. Așa, hai să alimentăm în primă fază, că asta e cel mai important. Ca să nu rămânem fără motorină. Băi, bine că avem asta, cum îi zice, benzinăria aproape de noi. Adică și dacă rămânem fără benzină, pac, mergem repede cu o canistră. Că avem modul ăla de canistră și... A, s-a mai întâmplat treaba asta, să știți, că am mai rămas fără motorină. Da, nu-i problemă, că o rezolvăm repede. Pac, canistra, mă duc, alimentez cât să pot să-l aduc în zona asta aici și totul este ok.
Așa, hai să mergem să scoatem niște iarbă. Nu știu cât intră pe ăsta, dar o să scot. Dacă este mai mult, nu e asta o problemă, încă o rezolvăm. O să scot iarbă, ok? Balot rotund 3500, 5000, 7000, 6500, văd că e cea mai mare. Ok, și o să scot în prima fază, mama, o să scot 20, că cred că sunt suficienți, dar nici nu știu dacă intră 20 pe platforma aia. Bam, ok, 20, e suficient, cred că o să fie mai mult decât ok. Bă, hai că mai încap pe ăștia câțiva, cât mai, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baloți, hai să mai scoatem 10, că văd că ăștia, văd că mai încap. Ok, unde e ăla de 6500, ca să-i scoatem pe toți la fel și mai scoatem, nu 10, hai să mai scoatem, 20, că, bă, dar nu, că după aia îmi rămân aici, 10, ha? Exact 3 au mai rămas, asta e, n-are nimica. Punem chingile ca să fim siguri și, bă, aș putea să iau și pe aia 3, cred că dacă îi pun aici pe față și mai ieși ăla acolo, ia stați așa că facem o schemă. Ia stați așa, fraților, că nu mă face pe mine remorca asta. Că sigur pot să iau și pe ăștia. N-am niciun dubiu că pot. Hai, punem aici sus. Așa, frumos. O să le iau și pe ăla din partea aia. Ca să nu mai stăm să ne chinuim să rămână ăștia pe aici, că o să uit de ei 100%. Așa, frumos. Hai, tati, și tu. Gata, le-am luat și pe ăsta. Și mai e unul. Oh, bine că l-am dărâmat pe altul acum. Ok, gata, fraților, problemă rezolvată. Hai să mergem să ducem și iarba la oiți acolo. Mama, avem un transport destul de baban. Mama abia se mișcă ăsta nostru. Nu știu dacă poate să-l tragă. Ia uitați cum abia poate tractorul nostru să se miște. Cred că va trebui să schimbăm, să aducem UTB-ul, că UTB-ul este un pic mai puternic. Da, hai să facem treaba asta pentru că nu... Oh, oh, nu, nu. Așa, hai să-l ducem pe ăsta la locul lui, că nu-i pont. Ăsta săracuțul nu poate să-l tragă. O să aducem UTB-ul, că UTB-ul e mai puternic. E tractor românesc, până la urmă, UTB-ul n-are cum să nu facă față. Ăsta o să-l duc pe partea asta și o să-l pun eu la altă treabă. Așa, hai că am luat UTB-ul, stai să ducem ăsta la locul lui. De fapt, ăsta nu-l ducem la locul lui, îl strângem. Că o să trebuiască să-l spăl și pe ăsta, că uitați-vă și voi cum arată. Arată în ultimul hal. Hai să-l ducem pe partea asta, să-l punem pe platformă aici. Aproape de Kersher. Aș putea să dau acum și eu un Kersher pe UTB-ul ăsta, ca să-l curățăm, că ieșim cu el pe stradă și uite, uitați-vă și voi cum arată. Așa, frumos, îl mai scoatem și pe el la vedere. Să-i mai vedem și lui culoarea, că noi am mai văzut culoarea roșu ăsta frumos de România de Cânhău. Săracul UTB-ul ăsta a tot muncit până acum, să știți că ăsta a fost, cred că, cel mai muncit tractor de până acum. Dar asta este, trebuie să-l punem la treabă pentru că altfel nu facem niciun profit. Asta e, mai avem grijă și de ele. Așa, punem ăsta aici. Ne suim în UTB. Dăm un pic cu spatele ca să lăsăm ăsta aici. O, uitați-l cum arată acum. Dar de ce mă pune să-l desfășoare? Nu poate să-l lase jos? Cred că nu poate să-l lase jos, așa. Așa. Gata, tătăguță. Am lăsat-o jos. Hai să mergem. Puh, cum e tractorul ăsta. Nu m-am mai urcat de mult în el. L-am avut numai pe lucrător automat. Și nu știam cum se mai mișcă, dar... Ia să-l vedem. Ia să-l vedem, tată, că ăsta e mai puternic. Am pretenții de la UTB-ul nostru. O, uitați-l, tată. Mult mai bine, mult mai bine. Îl cam împinge un pic de la spate, dar e totuși e mult mai bine față de celălalt tractor. Așa, hai să ducem și iarba la oițe să le
rezolvăm să le asigurăm hrana și să se apuce frumos de producția de lapte. Nu avem neapărat nevoie acum de lapte pentru că, cum v-am spus, este plin acolo la lapte. Dar să fie acolo, să fim siguri că nu ne mai trebuie. Așa, băi, uitați-l. 60 de km la oră, UTB-ul nostru n-are nicio treabă. Nicio treabă, tati. Uitați cum mă împinge remorca de la spate. Ați văzut roțile, da? Fiți atenți. Ia fiți atenți la roțile de pe față. Frână, ați văzut când pun eu frână? Stați așa. Că aici o să se vadă mai bine. Când ajungem, stați așa să prindem o viteză mai mare și să fiți atenți jos la roțile de pe față. Când pun eu frână și când se oprește tractorul. Stați așa să prindem un pic mai multă viteză. Nu prinde mai mult? Am o că puteai să te duci în 60. 63 chiar. Așa, bun. Să zic eu că vine ăsta din față. Ia uitați. Am pus frână. Mamă, duream. Hai că cred că am rezolvat-o, ha? Ce am făcut? Hai că n-am făcut nimic. Era să rezolv. Baluții ăștia să fac. Mamă, mai era și la în spatele meu. Nici nu l-am văzut pe ăla. Asta e, se mai întâmplă. Așa, hai să punem ăsta aici. Să mergem să dăm mâncare la văcuțe. Și cam asta a fost episodul ăsta. O să ne asigurăm că la văcuțe, la oițe, fraților. Numai văcuțe am în cap. Da, vreau să-mi cumpăr văcuțe, dar deocamdată nu acum. Eu uite, ți-am pus frână și nu se oprește tractorul. Stați așa, să desfacem chingile. Așa, o să-i luăm pe ăștia de pe față prima oară. Că ăștia mă deranjează. Probabil remorca asta o să o las aici până se termină iarba asta. Că sunt curios cam cât timp ne ajunge. Până îmi fac eu siloz aici, deocamdată nu vreau să dau bani pe un siloz de ăsta de iarbă. N-ar avea niciun pic de sens să dau bani acum pe el. Văd că acolo e full, dar o să mai pun 2 ca să fie, că aici nu vin în fiecare zi. Bă, hai că nu mai stau să mai trag ăsta mai în față, că n-are rost. Cred că o să las cu tot UTB-ul ăsta aici, că UTB-ul o să-l mai pun și la alte treburi aici. Stați așa, că am zis că venim să luăm, să aducem și aia, cum zice. Da, mai avem o treabă, dar asta pe episodul următor. Acum să am rezolvat-o cu oițele și nu mai facem nimic altceva. Da, cam asta a fost episodul, fraților. Nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Eu sunt Xali și vă doresc o seară plăcută în continuare. Ciao, prieteni, v-am pupat!